modificate cu dispoziția de 134 aliniatul 1 era în codul administrativ cu modificările cu BTB ulterioare. Ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară prin dispoziția numărul 6 din 20 ianuarie 2022, fiind domnul primar. Fiind prezenți toți consilierii, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Păi cred că la început trebuie să vă spun bine ați venit în noua an. Să vă spun la mulți ani, sper că noi noi prea târziu. Personal îmi reamintesc. Suntem aici să facem binele comunității, chiar dacă este mai răcoară, dar nu pe numele orașului, chiar municipii, cum e din Timișoara, am înțeles că este cel puțin la fel de cald ca aici. Ca de obicei, o să începem cu reamintire a ordinii de zi, care este suficient de consistentă, cu 12 puncte. Evident, o să încep cu primul punct, care își propune să delibereze un proiect de hotărâre privind indexarea curată în Franția, în nivelul chiriilor și de revenituri la imobile închiriate și concesionate pentru anul fiscal 2022, inițiator subsemnat. La punctul al doilea, continuăm tot cu un proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistent personal pentru persoane certificate pentru anul în care am intrat, inițiator subsemnat. Al treilea, de asemenea, un proiect de hotărâre privind aprobarea planului pentru lucrări de interes local, care va fi executate în anul 2022, de către beneficiare legii 416 și 2001, privind venitul minim garantat, inițiator domnul viceprimar. Punctul al patrulea înseamnă tot un proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcție pentru aparatul de societate al primarului și inițiator subprimarului. Al cincilea punct înseamnă un proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri și activități pentru anul 2022 la Biblioteca Comunală de Mănânăresa, inițiator Comisia de Specialitate numărul 2. Continuăm la punctul al șaselea, un proiect de hotărâre privind desemnarea doi consilieri locali pentru Comisia de Evaluare a Secretarului General al UAE, inițiator Comisia de Specialitate numărul 2. Și începând cu punctul al 7-lea, o să continuăm cu niște informări, raportări care au menirea lor, până de ală să ne ajut ca să ne organizăm, să tragem concluzii referitoare la felul cum s-au întâmplat lucrurile în administrația locală, în anul pe care l-am parcurs. Și, evident, vor constitui aceste raportări sau informări la direcționarea activității pentru anul în curs. Punctul al 7, de exemplu, își propune un raport privind activitatea de societate de asistență personală pentru persoane cu handicap pe semestrul al doilea 2021, prezent de domnul Scutarul Rămâința și Elvira. Punctul al 8-lea înseamnă o informare cu privire la activitatea de asistență și protecție socială la OAT Bogdănești pentru întregul an, de data aceasta prezent de domnul Scutarul. Punctul al 9-lea înseamnă un raport privind activitatea de stradă de serviciu voluntar pentru situații de urgență, prezintă domnul Andrus de Constantin. Al 10-lea punct înseamnă tot un raport privind activitatea de desfășurată la Biblioteca Comunală Bogdănești pentru anul trecut, prezintă doamna Pușcașă Sorina. Al 11-lea înseamnă debutul domnului inginer Mocanu Florin, care ne va prezenta informații cu privire la stadiul lucrării de completare a datelor pentru semestrul al doilea 2021 și ceea ce obișnuim, dar de obicei, solicitări adresate Consiliului Local. Supun la vot ordinea de zi anunțată, cine este pentru?
Toată lumea e pentru. Mulțumesc pentru unanimitate. Îți predau ștafeta domnului, domnului președinte de ședință. Felicitări și succes. Mulțumesc, domnul primar. La fel, ca și dumneavoastră, mă refer, la Muzan pentru patrimoniul chiar este așa trebuie. Prima ședință pe anul 2012. Și înainte de a trece la ordinea de zi, stau cu domnul secretar general pentru a prezenta procesele verbale din luna decembrie 2021. Da, el este redactat procesul verbal cu ședința ordinară de 16 decembrie 2021, pe care domnul ați avut și la urmă. Deci, dacă marginea acestui proces verbal aveți de făcut completări sau ceva obiectiv. Acum supun la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din 16 decembrie. Cine este pentru? Deci, în unanimitate, procesul verbal a fost aprobat. Mulțumesc, copil. Da. Trecem la ordinea zi. Proiect de hotărâre privind indexarea curată a inflației, nivelul chiriilor și redevințelor la imobile închiriate și concesionate pentru anul fiscal 2023. Acest proiect de hotărâre, în mod sigur, ne amintește de preocuparea destul de consistentă pe care a avut-o administrația locală la Societatea anului trecut, și anume estimarea veniturilor pe care poate conta administrația locală prin instrumentul de lucru care se numește bugetul comunei, cu cele două componente, venitul și cheltuieli, deci, practic, rămânem un pic în zona estimării veniturilor. Nu întâmplător, deci, acest proiect de hotărâre privește indexarea curată a inflației a nivelul chiriilor și a redevenței la imobile închiriate și concesionate pentru anul fiscal prezent. Am să dau cetere proiectului de hotărâre, care la primul articol propune să se aprobe pentru anul 2022, începând cu data de 1.1.2022, indexarea chiriilor și a redevenței în conformitate cu rata de inflație de 3% la imobile aparținând cu alte bucănești, închiriate sau concesionate unor societăți comerciale și persoane fizice, după cum urmează, la cunoștință, avem, în principiu, 5 situații. 2 chirii la dispensarul uman, SGA Unimed și New Pharma. Deci, departamentul de medicină umană și farmacia, care le servesc împreună aceste două entități, populația română. La punctul al treilea, avem un teren de minocuru de 40 de metri pătrați. SCA Atelier Mob Design SRL, probabil containerul de aici, la școală. Sau cel de la școală, de fără rog de comandă. Apoi, intrăm în zona domeniului privat al comunei, este vorba de pășunea comunală. Și anume, o suprafață de 42,7 hectare închiriate domnului Chelu Cătălin Constantin. Și, cum ar fi spus, regretată profesor Marinovic, se rămâne într-o zonă care a face pe familie, la Michelu Gheorghi, care are închiriat de la Consiliul Local o suprafață de 19,79 hectare. Aplicându-se această cotă de inflație, normal vom încasa puțin mai mult. De la 7.790 în anul trecut, la 1.024 lei în anul de referință. Articolul al doilea, după aprobarea hotărârii, urmează să fie dusă la înveștire de către doamna Irin Galina, consilieră juridic. Articolul al treilea, după aprobarea secretarului general al domnului domnului Celu Vasile, va comunica hotărârea primară și anterioră. Compartimentul de finanțial contabilitate, respectiv doamna Irin Galina, instituție de prefectul de judecător, va fi adresată în instituție de
bază legală destul de consistentă, începând cu legea finanțelor publice și apoi legislația care obligă atât comportamentul nostru ca persoane publice în ceea ce privește regimul contractului de concesiune din bună proprietate publică, apoi transparența decizională, un principiu important pentru ceea ce spuneam că trebuie să definească comportamentul instituției. Legea 544 de 2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu completările ulterioare. Apoi avem legislație specifică pentru pagiștele pe care le-am menționat. Codul fiscal, ne obligă codul de procedură fiscală. N-ați luat la cunoștință, spuneam că nu ca pretențiune echivoc, atât în perspectiva obligației legale, cât și din ceea ce înseamnă conduita noastră față de interese publice, față de binele comune. Atât de fapt, da? Da, mulțumim, domnul primar. Comisia numărul 1 pentru avizul. Da, vă mulțumesc. Dacă sunt scrie la cuvânt discuții pe partea acestui. Mulțumesc. Așa nu e o completare. Nu mă vrea dacă ați scris o scăpare. Deci s-a uitat să treacă acolo și când el încă de recompte din spate pe care nu-i trecut. E trecut cel de la școală. Aici acolo unde nu e trecut. Să fie trecut și ăsta ca să fie. Da? Mulțumesc. Scrieți procesul, da? Atât, vă mulțumesc. Aici, fără de ală, nu chiar s-a prezentă doamnei Iftinca. O să mă informez și o să toate se împartă, dar trebuie. Probabil că o scăpare. Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Deci, da, vă mulțumim. Trece la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistență personal pentru persoane cu handicap pentru anul 2022, inițiator domnul primar. Aveți cuvântul. Dacă văd în personal, că sunt convins că nu sunt singurul, acest domeniu al protecției sociale ne marchează pe toți pentru că cunoaștem ceea ce se întâmplă în sistem, în macro sistem, întreaga țară și în comunitate, este un domeniu foarte sensibil. Sunt, în general, consilierii noștri care se află într-o dificultate medicală pe care noi nu ne-am dorit. Și ne impresionează acest domeniu, fără de ala și din perspectiva unei credințe, că este un domeniu subfinanțat, pentru că recunoaște. Conform legislației în vigoare, noi primim resurse financiare, o parte din ele de la bugetul de stat, o parte prin obligate la aferente le finanțăm de la bugetul local, dar este și rămâne în continuare o subfinanțare. Legea permite adaptare la situație, în elemente, din păcate, fie să acordăm indemnitate, fie pentru cazurile mai grave, care necesită prezența, să spunem, 24 de ore, 24 pentru ajutorarea celor în suferință. Din discutere și în raportul de specialitate al parlamentului,
Nu sunt solicitări, cum se spune, solicitări imperative, de putem spune și disperate, pentru că asta este realitatea. Dumneavoastră, pe parcurs anul trecut, am avut învățământa și în momentul când am avut disponibilități de credite, am aprobat cel puțin unul din acest cazuri, dar în prezent eu propun, așa cum am primit raportul de la compartimentul de specialitate, să se aprobe numărul de 4 asistenți pentru anul fiscal în curs. S-ar putea ca pe parcursul anului și în raport de producțile financiare să mai reacționăm pozitiv. Acum o să dau citire proiectului de hotărâre. La primul articol, propun să se aprobe pentru anul 2022 un număr de 4 posturi de asistent personal pentru persoane cu handicap. Articolul al doilea. După aprobare, doamnelor Căuteanu Romelia Consiliu și doamna Scutarul Lăuntea Iubirea, considerăm aparatul de specialitate al primarului, vor aduce la îndeplinire hotărâre. Și al treilea. După aprobare, hotărârea va fi comunicată de către secretarul general al domnului domnului Andrei Vasile, primarul domnului Bogdanești, compartimentului financiar de autoritate, domnului Scutarul Lăuntea Iubirea și instituție prefectului județul Bacău. Atât. Mulțumesc. Și noi vă mulțumim, domnul primar. Dau cuvântul la Comisia Specială de numărul 2 pentru aviz de... La Comisia numărul 2 a analizat proiectul și a acordat aviz favorabil. Vă mulțumim. Dacă sunt comentarii, să scrieți ceva la domnul primar de acest proiect. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Trecem la punctul următor, punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea planului pentru lucrurile de interes local, care vor fi executate în anul 2022, de către beneficiarii legii 46/2001, privind venitul minim garantat. Inițiator, domnul viceprimar, aveți cuvântul. Mulțumesc. Văzând necesitatea aprobării planului de lucrări de interes local, care vor fi executate în anul 2022 de beneficiarii legii 46/2001, privind venitul minim garantat și raportul de specialitate al doamnei scutarului Lumița, consilier de aparat de specialitate al primarului Comunei Bobnești, înregistrat cu numărul 8038 din 20/3/2022. Având în vedere prevederile legii numărul 416/2001, privind venitul minim garantat, modificări și completările ulterioare. Hotărârea numărul 1010/2006, privind aprobarea normelor de aplicare a legii numărul 416/2001. În temeiul prevederilor articolului 136 alineatul 1 din ordonanța de urgență numărul 57/2019, privind procedura administrativă cu modificările și completările ulterioare. Propun. Articolul 1. Aprobarea planului pentru lucrările de interes local care vor fi executate în anul 2022 cu către beneficiari legii numărul 416/2001, privind venitul minim garantat conform anexei care face parte integrată din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2. După aprobare, hotărârea va fi dusă la îndeplinire de către subsemnatul. Doamna Scutarul Lăuntea, consider probleme sociale din aparatul de specialitate al Comunei Bogdănești. Articolul 3. După aprobare, hotărârea va fi comunicată de secretarul general al Comunei, domnul Lucian Vasile, domnului Andrușca Nicolae Primar, Comunei Bogdănești, domnului Botez Cristian, doamna Scutarul Lăuntea, consilier și instituția prefectului județului Bacău. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim. Dăm cuvântul la Comisia Numărului pentru avizul de legătură. Dar și acest proiect a primit aviz favorabil în urma consultării. Dacă aveți comentarii, scrieți la numărul pentru acest proiect. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Deci, în unanimitate, acest proiect de lucrare a fost aprobat.
Trecem la următorul punct, numărul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea statutului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului. Domnule Bucănești, și am primar. Domnul primar. Vă rog, care această problemă nu a mai fost să fie aceste controlantele și pe partea finală a anului trecut, pornind de la faptul că noi suntem în deficit de personal, aparatul tot pe care îl coordonez și asta înseamnă că suntem în dificultate. Suntem sub numărul de posturi prevăzute de registrația în vigoare. Am început procedurile de remediere a acestei situații. Suntem în procedură de concurs pentru postul de la urbanism. Lucrurile merg mai greu decât mă așteptam, pe traseul instituția noastră, Agenția Națională Funcțională Public și așa mai departe. Apoi, în legătură cu ceea ce propun la deliberarea următoare, este vorba de deliberarea postului prefecționar al doamnei Bursuc la apartamentul agricol. Aici am încercat la un moment dat cu o soluție legală, dar mai simplificată. Am avut ceva tentativă, nu din partea noastră, din partea celor interesați la un transfer. Nu a fost posibil, m-a desfășurat cu blocarea salariilor și, în același timp, având în vedere așteptările din comunitate, pur și simplu au venit mai multe persoane să se intereseze și de acest concurs pentru ocuparea și am ajuns la concluzia că putem ușura accederea la concurs și ocuparea unui post prin modificarea statului de funcție. Statul de funcție este o anexă, dacă vă mai amintiți, la organigramă, în care sunt menționate situațiile sau caracteristicile postului viitor. Deci, ca nivel de studiu, rămâne exact cum s-a stabilit, absolvent de învățământ superior, dar ca să oferim o șansă și celor tineri și cei care au nevoie de un început. Am spus și cred că este mai bine să facem modificarea în sensul lui ca cel care va fi încadrat să fie încadrat ca debutant. Asta este cu totul ce înseamnă. La primul articol propun să se aprobe transformarea funcției publice vacante consilier clasa de grad profesional superior în cadrul compartimentului secretariat stare civilă, autoritate șotelară, asistență și protecție specială, resurse umane și agricol, un consilier, clasa 1, grad profesional debutant. Articolul al doilea. Aprobarea articolului 6 de funcție pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Buzdănei de Tătăpoc, modificarea prevăzută la articolul 1, conform anexului 1, care face parte integrată din prezentul proiect de hotărâre. Articolul al treilea, după aprobare, doamna Toma, de lucrări referent cu doamna Răcodonă, România, consilieră în aparatul de specialitate a primarului Comunei Buzdănei, vor fi în adevărție de hotărâre. Și articolul al patrulea, după aprobare, hotărârea va fi comunicată de către secretarul general al Comunei Domnului Cele Vasile, primarul Comunei Buzdănei, doamna Toma Viorica, compartimentul financiar de activitate și instituții prefecturile cu dreptul acolo. Atât. Da, vă mulțumim, domnul primar. Dau cuvântul la Comisia de Speciate numărul 3, pentru avizul de legat. Da, la fel.
Comisia de specialitate în proiect juridic a dat aviz favorabil la acest proiect. Dacă sunt comentarii efectiv. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Deci, în unanimitate și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Trecem la următorul punct, numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri și activități pentru anul 2022 la Biblioteca Comunală Bogdănești. Inițiator, Comisia de Specialitate în Rândul Repetit, cuvântul la președinte. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, doamna bibliotecar prezintă la fiecare început de an un plan și de această transmis de analiză și, prin urmare, am realizat acest proiect. Care prevede la articolul 1, aprobarea planului de măsuri și activități pentru anul 2022, care se prevadă îmbunătățirea imaginii bibliotecii și activității conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. La articolul 2, după aprobare, hotărârea va fi adusă la îndeplinire de către doamna Pușcașu Soian, bibliotecar, Biblioteca Comunală București. Și la articolul 3, după aprobare, hotărârea va fi comunicată de secretarul general al Comunei, domnul Ciui Vasile, doamnei Pușcașu Soina, primarul Comunei București și instituției prefectului județului Bacău. Acestea sunt articolele și avizul, evident, a fost dat favorabil de către Comisia de Specialitate în proiect. Da, mulțumim. Dacă sunt înscrieri la cuvânt, comentarii de bază pentru proiectul proiectului. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Deci, până m-am intrat și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Trecem la proiectul următor, numărul 6, proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali pentru Comisia de Evaluare a Secretarului General la Oratei Bogdănești, inițiator Comisia de Specialitate numărul 3. Aveți cuvântul, domnule. Da, mulțumesc, domnul președinte. Proiect de hotărâre privind desemnarea doi consilieri locali pentru Comisia de Evaluare a Secretarului General cu ATE. Propunem, la articolul 1, să se desemneze doi consilieri locali pentru a face parte din Comisia de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General al cu ATE pentru anul 2021. Articolul 2, după aprobarea primarului Comunei Bogdănești, va aduce la îndeplinire hotărârea. Articolul 3, după aprobare, hotărârea va fi comunicată de către secretarul general al Comunei, domnul Cârciui Vasile, primarul Comunei Bogdănești, doamna Toma Viorica și instituții prefectului de Ciudacă. Mulțumesc. Facem propunere prin alegerii doi consilieri. Vă rog să faceți propunere pentru doi consilieri, pentru a participa la aceiași consilieri, să mă rog să fie cineva din Consiliul, Comisia Juridică. Comisia Economică, Comisia 3, Comisia Juridică. Deci, alte voturi, în partea în această comisie, tot la Comisia Juridică, domnul consilier Dulcu și subsemnat. Dacă sunteți de acord cu acela lucru, punem la urmă. Sunteți de acord? Cine e bine? Deci, până la unitate, tot comisia de anul trecut a rămas, un inginer la continuator și am spus tot un punctabil. Vă mulțumim. Trecem la următorul punct, la numărul 7, dar înainte de aceasta, aș avea o, eu, ca președinte, și există o problemă. La începutul acestei ședințe, noi, domnul consilier, s-au prezentat că au probleme și au sugerat și ne-au solicitat să învoim că au probleme sănătate. Vorba din domnul consilier Pușcașu și domnul consilier Dascu. Și aș supune la vot această problemă, dacă se pierde. Da. Deci, domnul consilier, de zile, dacă vreți. Domnul consilier, da. Trecem la punctul următor, punctul numărul 7, raport privind activitatea desfășurată de asistență personală pentru persoane cu handicap pe semestrul 2, anul 2021. Da.
scaun în care era tot. Sunt înregistrate la acuzare de asistență personală care
poate fi supus copilul, serviciul public de asistență socială utilizează următoarele instrumente, fișa de observație, fișa de identificare a riscurilor. Sunt identificați un număr de 35 de copii cu un singur părinte plecat la muncă în străinătate și un copil cu ambii părinți plecați la muncă în străinătate. Având în vedere articolul 104 din legea 272/2004, s-au întocmit un număr de 4 dosare privind delegarea autorității părintești privind copilul în cauză. Efectuarea unui număr de anchete sociale solicitate de mai multe categorii după cum urmează. Părinții ai căror copii sunt încadrați în gradul 1 de HTK, persoanele care sunt încadrate în gradul 1, 2 sau 3, solicitări de la judecătoria Onești privind cazurile de divorț, la modul de întreținere, creștere și educare a minorului, solicitări de la serviciul de probațiune Bacău, părinții ai venituri mici ai căror copii beneficiază de bani de liceu, anchete sociale strategia SPC pentru acordul organizațiilor de însoțitor, anchete pentru instituirea tutelei și curaterii, anchete pentru minori beneficiari de o măsură de protecție specială, anchete efectuate de 6 în 6 luni privind ajutorul social și alocația de sprijin financiar. În legătură cu venitul minim garantat prevăzut la legea 416/2001, aduc la conștiință că sunt înregistrate un număr de 11 dosare. Până la data de 31 decembrie 2021 s-au înregistrat un număr de 120 cereri privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, privind legea 226/2001 pentru consumatorul vulnerabil. Privind legea 248 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, au fost înregistrate un număr de 5 dosare pentru tichetul social. Având în vedere prevederile aplicării hotărârii Guvernului numărul 784 privind lansarea programului operațional, ajutorarea persoanelor defavorizate, pe 2019-2021, aducem la conștiință că s-a terminat distribuirea produselor de igienă. În prima etapă s-a distribuit la beneficiarii venit minim, familii beneficiare de ASG, iar în a doua etapă au fost distribuite persoanelor cu handicap și persoanelor vulnerabile. Numărul total de pachete au fost 448. Conform prevederilor Ordonanții de urgență 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate, care beneficiază de mese calde pe bază de etichete sociale, pe suport electronic, pentru mesele calde, la această categorie s-a ridicat un număr de 65 de plicuri. Au fost distribuite 20. Destinatarii finali sunt persoanele care au venitul la nivelul indemnizației sociale pentru pensionari în vârstă de 75 de ani împliniți sau peste această vârstă și a căror venituri erau până în 8 milioane. Valoarea tichetului era de 180 de lei. Dacă vreți să știți cum ați ajuns la raport, sunt întrebări, fiu gesti, alte comentarii. Dacă nu știu, trecem la următorul punct, punctul numărul 9, raport privind activitatea desfășurată de serviciu voluntar pentru situații de urgență în anul 2021. Prezintă domnul Andrușcu Constantin. Aveți vedea de raport de activitatea de serviciu voluntar pentru situații de urgență pentru anul 2021, Serviciul Voluntar de Situații de Urgență Bogdănești funcționează conform hotărârii Consiliului Local 35/15/2005, Bogdănești, având în vedere prevederile legale și a regulamentului de organizare și funcționare aprobat în aviz 435/356/08/04/2011, în baza prevederilor legale, respectiv hotărârii HGR numărul 1492/2004, din 090/2004. Serviciul Voluntar de Situații de Urgență funcționează conform organigramei fixat la raport. Așa. La comandă este un șef serviciu care subsemnat este angajat. Compartimente de prevenire sunt patru în care un șef
compartiment de intervenție 3 specialiști, formații de intervenție C, formații de intervenție 1, formații de intervenție formate din 7, care este un șef de formații de intervenție. Echipa specializată din 3 și echipa specializată în domeniul administrației și alarmării cu trei lucrări de azi din 3 persoane. În total 11 și cu suplimentul 12 suntem. În perioada anului 2021, calitate de șef serviciu al voluntar în situații de urgență, am desfășurat următoarele activități. Au fost întocmite și avizate de către instituțional șef de instituțional pentru situații de urgență al județului Bacău, următoarele documente. Planul de prevenire domeniul situației de urgență în anul 2021, planul de măsuri privind activitatea preventivă și de intervenție a serviciului voluntar pentru situații de urgență, planul de măsuri de diminuarea efectului negativ al fenomenelor de caniculă pe teritoriul Comunei București. Au fost întocmite reguli și măsuri specifice de apărare cu prea incendiu corelate cu nivelul de natură a riscului local și am intervenit în incendiu la răspunsul la răspunsul populației, teren, la riscul și la fondul forestier. Toate aceste reguli și măsuri au fost aduse la cunoștință cetățenilor prin afișare la instituții publice, operatori economici și școală și dispensare. Activitatea de apărare împotriva incendiilor a fost organizată și desfășurată în conformitate cu prevederile legii 37 de 2006 și a ordinului Ministrului al Afacerilor Interne, numărul 163 de 2007, pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor. Au fost întocmite acte de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor conform prevederilor ordinului 16 de 2007, emise de Ministerul Afacerilor Interne, pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor. S-a acționat cu motopompa și pompa submersibilă din dotarea serviciilor pentru evacuarea apei din fântânile publice și private din Comuna București, în vederea igienizării și igienizării cu cloramente, cum și alte intervenții pe linie din situații de urgență și dispoziții date de primarul Comunei București. S-au dat răspuns la toate adresele transmise din subacou pe linie din situații de urgență. S-au luat măsuri de igienizare a șanțului, împreună cu domnul viceprimar și așa. Având în vedere atenționarea meteo transmis, atenționările meteo transmise de Isu Bacău, pe perioada la Ministerul Economiei Biometeorologice, periculoase, precipitații abundente și de perioade de caniculă, pentru evitarea apariției unui stăt potențial generatoare de situații de urgență sau intervenții următoare măsuri, asigurarea permanenței la cumpărit, acționarea cu utilaje cu care s-au încheiat contracte pentru prevenirea și evitarea efectelor fenomenelor meteorologice prognozate în baza planului de intervenție cu operare specifice de protecție. Instruirea populației privind prevenirea incendiilor potrivit pe terenul agricol și în fond costier, catalizarea populației cu prioritate al locuitorilor din zonele cele mai expuse la inundații și caniculă, verificarea legăturilor telefonice cu alte localități, cum este primăria Voitus, așa. S-a supravegheat pe durata funcționării meteorologice, hidrologice, a podului, potesului și a altor secțiuni impuse de cursuri de apă, de pe raza Comunei București, în scopul evitării provocării nouări, precum și a zonă în care este posibil formarea de torenților. Verificarea traseelor de evacuare a zonei de acordare de prim ajutor, atenționarea micro fermierul care de rază de părare din astea și de alte lucruri de apă, destudierea și punerea în aplicare a planului de apărare în totul anizat și fenomenul meteorologiei pe culoase și a planului de evacuare în locuzit la nivelul procesului de situația de urgență. Destudierea și punerea în aplicare a planului de măsuri pentru diminuarea și diminuarea efectului negativ al fenomenului de caniculă, identificarea și monitorizarea sectoarelor de activitate care crește riscul de incendiu în condiții caracteristice, temperaturi, umiditate și condiții precipitații. Întârzierea autorizării focului deschis în zone afectate de uscăciune amasată. Transmiterea situațiilor operative de sectoare tehnic permanent organizat.
de centru operativ județean din cadrul spitalului în situații de urgență mai mult să fie în județul Bacău. În urma controlului efectuat la grădină școală în general, biserici și casa comunii, pe la comunii, nu s-au constatat de regulă. Pe tot parcursul intervalul din perioada anului 2021, am intervenit la o parte din evenimentele pe linie de situații de urgență, incendii, inundații, accidente putere mai puțin, am uzat în serviciu unic de urgență 112. Total incendii anul 2021 au fost 9, incendii la gospodării populației 6, incendii la agenții comunii 0, incendii de vegetație uscată și cupărești 3, total gospodării anexii contângi peci cu teren arabă, pășâni, finece și drumuri aplicate de vedere de grindă și inundații în anul 2021. Anexii 5, contând 22, peci cu 15, teren arabă, 5 hectare, pășâni, finețe 10 hectare, drumuri 1 km. Total control de prevenire la măsuri de populație 75 de care constatate 20 nereguli. S-a efectuat instruirea următoare care de personal, membru comunitetul local de scoare de genul scoare de bunești și membru serviciul serviciul voluntar de situații de urgență orice. S-a întocmit 27 rapoarte de activitate și de intervenție pentru justificarea consumului de carburant pentru motopompe, drujbe, depozitoare și generatoare electrice. Serviciul voluntar pentru situații de urgență este dotat cu următoarele materiale cu care se poate interveni în momentul producerii unor situații de urgență conform tabelului anexat. Avem două pichete din incendii care sunt dotat cu două măturoaie, trei lopezi, trei sate, trei gărezi, trei cârnăcoape, trei topoare, trei puști, două cânci, trei stingătoare, șase, stingătoare pe 6, pe 9, avem 10 cu 4, costum de protecție pe SEI 10 și cu plus cască 10, mânuși antipuc 6, distribuitor la, de la C1, tub absorție 1, reducție pe C1, motopompă pentru apă, semi-inundare avem una, motopompă pentru apă, inundare una, generator electric. Electrici avem 2, drujbe spin 2, aparat structură 1, scară visante 2, polimisc 1, pompă submersibilă 1, lopeți 10, stăpătoare și alte unete igienistice. Saci, în mijloace de protecție civilă, de distens. Avem saci pentru temperaturi, 500 de 100, costumile se iei 60 de 10, mască cu gazele 2, plusă sanitară 1, carcă 1, 5, din cauciuc 15, pelerine 15, gortiță 25 de 10 metri, 1 cu 1, mânuși peste 12, bocanci 12, aparat pentru oxigenare am achiziționat în anul ăsta, în anul 2021 am reușit să achiziționăm un aparat de oxigenare plus două baterii pentru care este necesară în caz de incendiu. Pentru bunătățirea activității desfășurate a Serviciului Voluntar pentru situația de urgență, propun să ne exigiți în continuare concluzii și propuneri de îmbunătățire activității. În anul 2022 va trebui să însemne exploatare la maxim noul sistem de medicare în situația de urgență. În cadrul instituțiilor publice și agențiilor economice se va urmări continuarea programului de informare a populației și a salariaților prin elaborarea unor materiale explicative, plăcerea cadrului de pregătire specifică în școli, gimnaziale și instituțiile publice și agențiilor economice. Continuarea procesului de identificare a unor noi forțe și mijloace de intervenție și încheierea unor condiții. Completarea dotării de protecție civilă, monitorizarea zonă de risc și luarea tuturor măsurilor posibile pentru limitarea și controlarea urmărilor acestea. Vă mulțumesc! Dar și noi vă mulțumim, domnul Androșcu, pentru atenție. Dacă pe baza raportului prezentat, aveți... Da, doamna Constantin. Aș vrea să-l întreb pe domnul Androșcu. Deci, înțeles că sunt 12 bombieri voluntari, da?
Cu 11, cu un angajat 12. La dumneavoastră, al 12-lea, da? Da. Așa. Acești 11 care sunt pompieri voluntari, cât și de câte ori v-au ajutat în perioada... Am 4 pompieri care servați pompieri, așa se numesc. Este domnul Cădici Constantin, care este primul, este Ministerul Gheorghe, Ciubătoarul Marian și am mai fost celul Căstăndului la Filipești. Da, vă întreb asta pentru că acești pompieri sunt studiți de la Limbozi, de la multe și atâta timp cât nu sunteți ajutați de ei, nu știu ce rost are ca să rămână acești 11 pompieri voluntari. Deci vă ajută 4 și ei sunt 11. Da. Conform organigramei, noi trebuie să rezistăm ca 11 la organigramei. Am înțeles. Dar se poate schimba hotărârea, să dea și cuantum, minim salariul economic. Nu, dar trebuie pentru că nu mi se pare corect. Și atunci nu sunt probleme, că ar vrea să vină voluntarul și o să vină. Da, nu mi se pare corect, deci 4 dat și ceilalți nu. Depinde acum cum îi și prinde. La situație, la situație. La situație, la situație. Doamnă, da, da. Mai sunt probleme? Nu, da, se poate schimba hotărârea și schimba hotărârea și care vine, îi se dau 2 razoane, să nu amintim prin 1579 hotărâri de guvern. Mai sunt și alte probleme? Da, da. Da, păi să vedem la domnul personală, eu văd că activitatea domnului Andrușcu Constantin e de prindă, în primul rând, situația pe care a trecut în 2021. O situație medicală de neînvidiat. Și să sperăm că o să facă sănătoți împreună cu serviciul voluntar la toate urgențe. Suscriu la observația care s-a făcut acum, apropo de expresia pe care am enunțat-o mai înainte. Propus să desfințeze, să aproape hotărârea respectivă, să respecte conținutul sanitar voluntar. Sunt, într-adevăr, în serviciu voluntar de două spălării în fața de grămeie, de exemplu, timpul este foarte apropiat. Dar sunt care, pur și simplu, s-au străduit cu propunere de linie de data rândă în serviciu voluntar pentru niște facilități. Pe ori voluntar, ori nu voluntar. Acum mai vine și cu propunerea și mai cu plătim, pe care și facem, ne lovim, ne contrarim în sintagmă. Sunt voluntari de tip, domnule. Da. Așa, dă ordinul, dacă așa e legislația, deci el dacă se prezinte la activitate, primește 2% de salariu minim brut pe țară, da? Da, cum e de da, dar este obligatoriu, dar e corect dacă totuși așa, să, cel puțin să primească o sumă de bani, dacă prevăzută de lege, cel care se prezinte. Nu se beneficieze toți de unii faci. Cu cei care nu se prezinte? Nu le mai dai bani. Așa, se prezintă, primește, nu se prezintă. Da, vă rog, mă scuzați. Eu nu m-am făcut niște precizări. Vă lasă-mă până la capăt. Nu trebuie să trebuie. Haideți să vă abie pierdă, vă rog. Colega, domnul consilier. Domnul. Alo. Vă abie pierdă. Dacă toți suntem aici, vedeți până acum n-am zis nimic. Probabil că din cauza domnul Andruș, cum mă răcestiți faptul că am avut cam multe incendii la gospodării? 9, dacă am vrut. 9, da, am avut și o victimă la Ferdișan Vasilie. Din păcate, așa a fost în martie. Nu, dar cum îți explic, nu, n-am întrebat, că știu o fac acolo.
Poți să ne spui. Are legătură cu. Da, am hotărât că 70% în anul 2021, când am fost 3 luni de zile, 90 de zile cu începerea. Normal, trebuie făcut controlul de prevenire pe teren, mers făcut. Nu, dar stai că eu am o problemă. Deci, nu spune nimic ce plata de nou. Pe ce mai ai la prevenire? Ai oameni care îi ajută? Da, au fost. Ai un registru de controlare? Am. Nu spune legea? Nu ați văzut de control. După fiecare incident, vă mulțumesc. Domnul, noi, după... Stai că acum se lea colaborare. Acum se lea colaborare. O să mi-a venit registrul de control. Ai o evidență a persoanelor vulnerabile. Aici suntem tributari și de colaborare. Dar aici nu pot colabora cu doamna Femei Coloratu, și așa mai departe, că ea se ocupă de... Tocmai că nu s-a întâmplat la persoane vulnerabile, cu bătrânii. A fost la... Da, ai o evidență la actualitate. Asta mă interesează. Nu ai. Păi să-l faci. Eu mai văd calea să mai gărește pentru mai bună colaborare cu viceprimarul comune, care conduce intervenția de... și așa mai departe. Vă faceți un plan și trageți în aceeași direcție. Măsuri de prevenire înseamnă, acum să punem la punct, în perioada asta, până când nu încep ploile de sezon, sistemul hidraulic. Curtele. Aici știu că s-au făcut multe lucruri bune, dar trebuie continuat. Că, la un moment dat o să văd la un doi să mergem pe traseu, arătați-mi ce mi-a să văd. Și am mai avut discuții și cu domnul viceprimar, și așa mai departe, că normal cum mai e mai interesat. Înainte de a începe sezonul ploilor, vreau să văd toate șanțurile din comună, dacă ne pot ajuta. Cei care vin numai ca să fie scutit de impozite și taxe, domnul viceprimar, dacă un proiect de hotărâre să desfințe odată facilitățile astea. Cine vine voluntar și, cum să spun eu, îi pasă de comunicare. Așa că la un moment dat au fost chiar și presiunea asupra ta ca să mai confeste lucrătoare. Deci sunt niște resurse care depind de noi. Noi practic suntem ajutați de detașamentul de pompieri din Onești. Fără el nu merge, voluntariatul nu merge în țara asta. Nu avem cultură, nu avem educație în sensul ăsta. De-aia toată operația pentru cei care mai ies. Știu că ce mai nu să gândi la voi, dar ai și persoane care ies mulțumit de persoane de la compartimentul de prevenire. Nu, chiar doamna Cristina este șefa compartimentului. De ce nu spui? Da, și ce să nu spui neapărat? Pentru că așa mai departe. Acum, eu nu am nimic cu nimeni, dar e vorba de niște principii care pot să trebuie să fie eficientice de la sănătatea aceea de totul. Așa, e singur și știu că te chemă, e, mă rog, te mai arăt de Consel Brănescă, restul e cam putin. Maria, ce mă, dar a fost, a fost părăria pentru cei care sunt prezenți. Mai e cineva care se mai dorește cineva? Nu, am adus. Deci, în concluzie, domnul viceprimar, și cu părerea domnului Plava, trebuie să facem un proiect de hotărâri și cu părere pe hotărâre, rămânem la numărul ăsta de 12 cât sunt, cei care fac treabă și fac primesc, care nu sunt alții care pot să mai inținerim, că altfel așa stăm, că figurează acolo, el îi scute din poate și trec ani și mai... Da? Bun. Trecem la următorul punct de ordine. Raport privind activitatea desfășurată la Biblioteca Comunală a Bucănești pentru anul 2021. Prezintă doamna Pușcar Corea. Aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Domnul și domnilor consilieri, domnule primar, stimați invitați.
Anul 2021 a fost un an marcat prin evenimente istorice deosebite în viața culturală a comunității noastre, cu Biblioteca Comunală Bogdănești a împlinit 125 de ani de existență. Biblioteca Comunală Bogdănești este prima bibliotecă publică din țară înființată la sat. S-a înființat la 30 ianuarie 1896, în urma organizării unui bal, la care s-a strâns suma de 209 lei și 70 de bani, cu care s-au cumpărat cărți și reviste. Inițiatorii acelui bal și fondatorii bibliotecii au fost cei doi învățători ai gremii de atunci, de la Școala Bogdănești, Nicolae Matei și Constantin Vasiliu. Pentru prima dată, o bibliotecă sătească și asumă rolul de educator, atât pentru școlari cât și pentru adulți, după cum reiese din datele de arhivă și regulamentul bibliotecii de atunci. La început, s-a numit o mică bibliotecă populară, iar conducerea ei a fost încredințată celor doi învățători ai școlii, Nicolae Matei și Constantin Vasiliu. De-a lungul anilor, biblioteca a funcționat în mai multe locații, condusă pe rând de mai mulți funcționari. Iar astăzi funcționează din anul 2009, în Casa Comunei, într-un spațiu nou, modern, cu aparatură și internet, masă pentru lectură și fond de carte nou, spre interesul și în sprijinul comunității. În cadrul comunității locale, biblioteca are rolul de agent esențial în vederea achiziționării, dezvoltării colecțiilor, prezervării și promovării culturii locale în toată diversitatea ei, prin conservarea colecțiilor de istorie locală, organizarea de expoziții și cercuri de lectură, promovarea de documente de interes local, promovarea unor programe de interes pentru populație, prin susținere și păstrarea tradiției locale, ca factor important al comunicării și păstrării identității comunității noastre. Nefiind permis din cauza restricțiilor pentru a organiza un eveniment de amploare, împlinirea 125 de ani de la ființarea bibliotecii, l-am postat pe Facebook, pe pagina bibliotecii și pe grupul Iubim Bogdăneștiul, cu poze ale celor doi fondatori, poze din bibliotecă și o scurtă descriere a istoriei bibliotecii. În anul școlar 2019-2020, am încheiat o școală gimnazială Bogdănești, un proiect de parteneriat pe termen lung, intitulat Cartea Comoară pe Cuflet, continuat și în anul 2021, mai mult promovat în online, deoarece elevii nu au participat fizică ore. Un proiect educațional ce prezintă o încercare de a le pune întrebări cartea și biblioteca, de a le aduce în atenția copiilor și părinților, de a contribui la redescoperirea lecturii ca o plăcere, o relaxare și un izvor de cunoaștere. Dorim de asemenea, prin schimbul real de experiență dintre participanți, să-i convingem pe copii de valoarea culturală și spirituală a cărții, să-i determină să descopere și să înțeleagă că ele sunt rolul marilor spiritual de omenire. În cadrul acestui proiect, am primit o activitate pe termen lung, împreună cu cadrul de didactic de la școală, intitulată Literatura în povești, tipul activității fiind Ne jucăm, colorăm, învățăm. Scopul acestei activități este de a stimula interesul pentru lectură individuală și colectivă în perioada preșcolară, în vederea apropierii copiilor preșcolari de carte și cuvântul scris, stimularea imaginației și creativității, îmbogățirea vocabularului și a modului de exprimare, precum și cunoașterea instituțiilor care se ocupă de apariția, distribuirea și păstrarea cărților. În ianuarie, pe data de 15, s-a hotărât Ziua Culturii Naționale și Ziua de Naștere a Poetului Mihai Eminescu. Cu acest prilej, elevii școlii Bogdănești au completat cărți de la bibliotecă și au făcut portofoliu despre viața și opera poetului, cu poezia de acestuia și l-au prezentat la ora de limba română. Pe tot parcursul anului 2021, toți ne-am confruntat cu valul de pandemie al virusului COVID-19, când majoritatea activităților din instituții s-au desfășurat mai mult online. De aceea și eu, ca biblioteca, dar și elevii de la Școala Gimnazială Bogdănești, nu ne-am putut întâlni prea des față în față pentru a organiza activități până la sfârșitul anului. Activitatea la bibliotecă am desfășurat prin împrumut de carte la domiciliu, dar și prin postările online de pe pagina bibliotecii. Am postat pe pagina de Facebook a bibliotecii evenimentele culturale cu aniversări, comemorări, expoziții de carte din fiecare lună ale personalităților culturale de la data respectivă, precum și promovarea cărților noi din bibliotecă pentru interesul publicului și pentru a atrage cât mai mulți utilizatori la bibliotecă și urmăritori ai paginii bibliotecii. De Ziua Mondială a Poeziei, pe 21 martie, am prezentat copiilor cărți de poezii dedicate lor, le-am scris și postat câteva dintre aceste, de autorii Mihai Eminescu, Otilia Casimir, Vasile Alexandrin, Tudor Archezi și Ana Vladiana, pentru a le stăni curiozitatea și atracția spre lectură.
cu acest prilej, elevii au promutat și cărți ale acestor autori menționați în folosul orelor de limba și literatura română. În fiecare lună din an, am organizat excursii de carte în bibliotecă, cu aniversări și comemorări ale autorilor și personalităților culturale, cu informații despre aceștia și cărți scrise de ei. Fiecare expoziție de carte a fost postată pe pagina bibliotecii, urmărită și apreciată de 27 persoane. Alte evenimente culturale care sunt specificate pe anul 2021 sunt 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale și Ziua de Naștere a Cetățenilor din Aiunescu, 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române sau Mica Unire și împlinirea a 200 de ani de la Revoluția lui Tudor Virescu. În luna mai, de Ziua Muzeilor, am postat pe Facebook un videoclip cu tot ce conține Muzeul Comunității, poze cu costumele populare vechi și rujul de țesut, pentru a vedea și cei care nu au avut niciodată pragul acestei instituții, din motive personale sau obiective, frumusețea locului, tradițiile și obiceiurile strămoșilor noastre, care vor rămâne mărturie peste timp pentru copiii noștri și urmașii copiilor noștri. Biblioteca Comunală Bogdănești oferă tuturor membrilor comunității servicii de informare, studiu, educație, lectură, recreere și le permite să folosească în mod eficient informația indiferent de formă și suport, prin acces liber și gratuit la colecțiile bibliotecii, la informații și cunoaștere. În intervalul ianuarie-decembrie 2021, la Biblioteca Comunală Bogdănești au avut loc următoarele activități. S-au înscris 4 utilizatori, 3 elevi și un adult, ajungându-se la finele anului la un număr de 242 de utilizatori. Am dat spre drumul la domiciliu și consultat în bibliotecă un număr de 770 de cărți din diverse domenii, literatură română, universală, literatură pentru copii, istorie, geografie, agricultură, atlase și funcționare. Au fost înregistrate pe tot parcursul anului 302 vizite la bibliotecă. Am făcut achiziție de carte conform sumei de 3.500 de lei alocată pentru bugetul instituției, din care s-au achiziționat 195 de cărți noi cu factură fiscală de la câteva instituții din țară. Cărți din domeniul istorie, agricultură, tehnică, din domeniul literaturii române și literaturii universale, ținând cont de aparițiile noi și de cerințele publicului utilizator. Am primit o donație de 625 de cărți de la două familii din Bogdănești, menționez familia Ardeleanu Petrică și familia Anșoara și Dolunima. Cărțile sunt din biblioteca personală, în stare bună, de interes pentru cititori și pot fi împrumutate de public. O altă donație importantă am primit-o din partea editurii Litera, datorită unei bune colaborări cu calitate de bibliotecar cu această editură. Biblioteca Comunală Bogdănești a fost selectată pentru un contract de sponsorizare cu 50 de cărți noi din diverse domenii, importante pentru copii și adulți. Cărțile din donații, împreună cu cele cumpărate, s-au adăugat la fondul de colecție cu un total de 870. Am preluat și prelucrat noile achiziții, precum și donațiile, prin înregistrarea lor în registrul de inventar, le-am numerotat și ștafilat, după care am așezat la raft toate cărțile, făcând posibil accesul liber al utilizatorilor. Dacă la sfârșitul anului 2020 fondul de carte al bibliotecii era de 7.012 cărți, la sfârșitul anului 2021, prin achiziție și donație, fondul de carte s-a mărit fiind acum de 7.882 de cărți. Am postat pe rețelele de socializare atât cărțile noi, cât și cele donate intrate în fondul bibliotecii pentru științarea și informarea publicului, pentru a promova cărțile și pentru a atrage cât mai mulți cititori. Au fost solicitate, imprimate sau copiate pe hârtie, un număr de 1260 de pagini folosite de elevii școlii din localitate, elevi de liceu, adulți din localitate, precum și în interesul bibliotecii, postând în referate, informații, desene, copiere și documente trimise prin e-mail. Am oferit ajutorul celor care au solicitat imprimarea cărților online pentru examene și pentru școala post-liceală care au examinat în Onești, care nu au imprimat acasă. Biblioteca sprijină cu acest serviciu pe toți utilizatorii și pe toți cetățenii din comunitate. În luna decembrie am încheiat cu școala Bogdănești, în calitate de partener, două proiecte educaționale, având ca scop păstrarea și promovarea tradițiilor și obiceiurilor de iarnă. Un proiect s-a numit Fie vremea colindelor, susținut de clasa 1, coordonată de doamna învățătoare Cătălina Maricica. Copiii au prezentat pe scena Domeniului Cultural un program de sărbătoare cu date și obiceiuri de iarnă, cum ar fi colinde, plugușor, sorcova, capa și lucru. Al doilea proiect s-a numit Vine, vine Moș Crăciun, susținut de clasa
această clasă au prezentat pe scena Domnului Cultural tradiții și obiceiuri românești de Crăciun și anul nou, sărbătorind nașterea Domnului prin cânte, dans și voituri. Elevii de la ambele clase l-au primit în mijlocul lor pe Moș Crăciun privind cadouri de lor. Tot în decembrie, ziua de 22, la Domnul Cultural a avut loc un eveniment cu scop caritabil, vizitând persoanele defavorizate din cadrul localității Bocănești. Proiectul s-a intitulat Părintul Sfânt și Bun, organizat și susținut de Asociația Sfântul Martir Voivod Constantin Bălcoveanu, în colaborare cu Școala Gimnazială Bocănești și Consiliul Local Bocănești. Au fost invitații elevii Școlii Bocănești și grupul de fete mândre producene, coordonat de doamna Gabriela Bumărici, artistă de muzică populară de pe Părere Cotovană. Toți elevii, cât și invitații, au cântat colinde și au primit darul din partea organizatorilor. Toate aceste sărbători, oficiale și tradiții de iarnă, au fost fotografiate, filmate și postate pe rețele de socializare spre cunoașterea și informarea publicului. Un eveniment prezent de câțiva în viața comunității noastre a fost și premierea cuplurilor care au primit 50 de ani de la căsătorie. Au fost 4 cupluri premiate cu o sumă de bani și o diplomă de fidelitate. Acest eveniment s-a desfășurat în spațiul restrâns la sediul Primăriei Bocănești. Anul 2021 s-a încheiat cu obiceiul de iarnă prin Tapa, organizat de o grupă de tineri din comună, obicei ce marchează trecerea dintre ani, continuat și în prima zi din noul an. De asemenea, asigur și menții curățenia ta de spații din casa comunei și le pun la dispoziție pentru evenimentele și activitățile desfășurate în cursul anului. Mulți puțini câți vor rămâne în comunitate și cei care vor veni din urmă, să ne amintim mereu de cuvintele mare cu istorie, care a spus, comunitatea locală care nu-și cunoaște istorie, este ca și copilul care nu-și cunoaște părinții. Avem mereu nevoie să ne întoarcem înspre rădăcini, înspre origini, ca să nu rătăcim drumul ce l-avem de parcurs. Și aș încheia tot cu un citat de o carte intitulată Cugetări de Nicolae Iorga, un citat despre carte care spune că o carte sunt litere moarte, dar vrăjite pe care le iubi cu viața ta. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumesc, doamna. Și vă doresc la mulți ani, că este prima ședință. Vă doresc sănătate și un an mai bun. Dacă sunt cele acum, părere, voi gândi la votul prezentat de doamna Pușcă. Dacă nu sunt, trecem la următorul punct. Informare cu privire la starea lucrărilor de completare a arelor în registrul agricol pentru semestrul 2, anul 2021, prezintă domnul inginer Castre. Aveți cuvântul. Informare cu privire la starea lucrărilor de completare a datelor de registrul agricol pentru semestrul 2 de anului 2021. Registrul agricol constituie documentul oficial de evidență primară în care se înscriu date cu privire la păstrătorii populației, societățile, asociațiile agricole, precum și la orice alte persoane fizice sau entități juridice care au teren în proprietate, în folosință sau și animale. Până la data de 31.12.2021, sunt completat un număr de 58 registre agricole, ane 2020-2024, voturi separate, cu un număr de 2693 poziții de rol pentru următoarele categorii de deținători. Pentru satul Bogdănești, 19 registre agricole cu număr de 922 poziții de rol, persoane fizice cu domiciliu fiscal în localitate. Pentru satul Filipești, 6 registre agricole cu număr de 266 poziții de rol, persoane fizice cu domiciliu fiscal în localitate. Pentru străinași, 30 de registre agricole cu număr total de 1969 poziții de rol, persoane fizice cu domiciliu fiscal în alte localități. Pentru entități juridice, 3 registre agricole cu număr de 36 poziții de rol. Sinerealizarea evidențelor de registru agricol este o activitate cu caracter permanent care presupune efectuarea operațiunilor de modificare a datelor și informațiilor. De asemenea, în perioada semestrului 2 anului 2021 s-au făcut modificări la rolurile agricole pe suport de hârtie și cele pe suport electronic, conform documentelor depuse, s-au transmis datele de modificare către compartimentul taxe și impozite pentru stabilirea impozitelor.
În semestrul 2 al anului 2021 s-au eliberat de la Registrul Agricol următoarele documente. Anexele 1 și 2 pentru atestarea posesiei exercitate sub numele de proprietar și identificarea imobilului. Adeverințe necesare la serviciul public de evidență a populației, adeverințe de rol pentru arendare de ren, adeverințe pentru contracte EON sau alții funcționari, așa, adeverințe pentru cadastru funciar și alte instituții, adeverințe pentru APIA. Tot în această perioadă a fost întocmite și înaintate către Direcția Agricolă Bacău, la Direcția de Statistică Bacău, rapoarte și, și situații statistice solicitate. Au fost comunicate răspunsuri la cele solicitate de către persoane fizice, persoane juridice și anume către instituția STF-ului, către Direcția Agricolă, judecătorii, executori judecătorești, societăți și alte. În ceea ce privește fondul funciar, s-au întocmit dosare pentru corectarea talalelor, parcelor, înscrise eronat în titlul de proprietate și s-au înaintat către Comisia Județeană Bacău, care, la rândul, a eliberat hotărâri în acest sens și, de asemenea, s-au întocmit documentații și s-au înaintat la Comisia Județeană pentru obținerea ordinului prefectului, alte documente, sau înscrierea în titlul proprietate a terenului de sub clădiri, lucru foarte des întâlnit în ultima perioadă, pentru care cază au fost rezolvate prin hotărâri de Comisiei Județene, s-au întocmit titlul de proprietate pentru terenurile cu precedere de sub construcții. Trebuie o paranteză aici. Foarte multe construcții, cetățenii nu știu că la vremea aceasta nu au acte de proprietate pentru teren. Pur și simplu, care o casă este în această perioadă s-au emis atestate de producători pentru persoane care având produse agricole de prezentat pe piață. Nici mai puțin ce aici. S-au întocmit documentații pentru vânzarea terenului extravilane, conform legii 17, lucrare care în prezent este sistată datorită modificărilor legii. Aici vreau să fac încă o paranteză. Trebuie adus la cunoștință cetățenilor că se poate ocoli o leagă actele de titlurile de proprietate prin modificarea legii 17, în sensul că ei pot obține un document de înscriere în cartea funciară numai printr-o simplă evidență de Registrul Agricol 1990 și cine a introdus terenul în CAP. Lucru care este foarte la îndemână la această dată. Activitate făcută de către persoana interesată și un cadastraș în baza unui certificat pe care îl dă primăria. Pentru o activitate eficientă a lucrării de completare și ținere la zi a Registrului Agricole, se va ține cont de hotărârea Guvernului 985/2019 și normele tehnice de completare și ținere la zi a Registrului Agricol, de act pe care se depun la primărie, de temul stabilit la lege și de transmiterea datelor colectate către compartimentul taxe și impozite pentru a se stabili impozite. De asemenea, se va ține cont de solicitările cetățenilor și de modul de rezolvare a acestora în celeritate. Vă mulțumesc! Da, și noi vă mulțumim, domnul Ionel. Dacă sunt... Dacă nu sunt, eu aș avea o problemă. Cu referire la punctul 6, unde ne refeream la mirarea unui nou post, ar fi bine să, părerea mea, să accelerăm această activitate. Având în vedere că domnul Mocan Florin este un om cu experiență, am putea corobora activitatea domnului ca să prindă o dată de experiență. Dacă ar scăpa și domnul Mocan, care bănuiesc că se ia stabilă, să fie mai greu pentru persoana respectivă. Da, vă mulțumesc. Trecem la punctul 12, solicitarea adresată Consiliului Local. Da, pentru că ordinea de zi n-a fost prea aglomerată, așa, avem și solicitări. Da, nu? Dar când m-a venit să o amuri, ochelarul. Păi... Nu, avem o adresă din partea Direcției Județene pentru Cultură Bacău.
este adresată și în atenția domnului primar și consiliului local. Vă reamintim că în lista monumentelor istorice 2015, conform ordinului Ministrului Culturii 2828-2015, publicat în monitorul oficial al Unicatului 113, figurează și monumente istorice pe teritoriul unității administrative. A se vedea anexa 1. Și am zis că ați spun, ca să știți. Nu sunt multe. Avem Todoscanu, la ies de sat, pe terasa superioară a Uitozului, sat Bogdănești, așezare, sus, acolo unde sunt vestigii arheologice, și Biserica Nașterea Sfântului Botezător, care datează din anul 1771. Și datarea pe terenul acolo, vestigii arheologice, din epoca bronzului timpului, cultura Coltești 2. Conform prevederilor articolului 34 din 1919-2020, privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor, în anul 2021 au avut ca obligație atribuirea denumirii străzilor din teritoriul lor de competență. În vederea reactualizării listei monumentelor istorice, prezentă vă rugăm să ne comunicați adresa monumentelor istorice, stradă și număr poștal, privind protejarea monumentelor istorice. În conformitate cu articolul 4547 din 22-2001, Republica Pentru Teritoare, autoritățile administrației publice locale au obligația protejării monumentelor istorice și de respectării zonei de protecție a acestor conform atribuțiilor. Vă aducem la cunoștință faptul că, potrivit al 24 din aceeași lege, instituie obligații și față de zonele construite, protejate, reglementate în planurile urbanistice generale ale OAT-ului. Mai menționăm că în baza articolului 55 din aceeași lege republicată precizează contravenții la regimul de protecție a monumentelor istorice, a zonelor lor de protecție și a zonelor protejate. De asemenea, vă informăm că pentru protejarea patrimoniului arheologic, atribuțiile autorităților publice locale și cele ale primarilor sunt precizate în articolul 19, 21 și 22 din OG 43/2000 din protecția patrimoniul arheologic, declararea unor situri arheologice ca, ca zone de interes național republicat de modificările și publicările ulterioare. Deci cam asta ar fi una. Și mai avem două adrese cu același conținut. Dar una emisă de Asociația Elevilor din Bacău, iar una de Consiliul Elevilor din Bacău. Evident că au numere de înregistrare diferite, dar v-am spus conținutul e același. Este adresată Consiliilor Locale de Județul Bacău și în atenția aleșilor locale Județului Bacău. Având în vedere prevederile legii 217/2006 pentru organizarea bugetelor locale, dar aici, mă rog, și a legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, a legii educației naționale, numărul 1/2011, vă informăm următoarele. Începutul fiecărui an calendaristic reprezintă dezbaterea și aprobarea bugetelor locale, de aceea Asociația Elevilor din Bacău aduce în atenția dumneavoastră importanța finanțării educației în comunitățile locale, solicitându-vă prioritizarea educației în comunitatea pe care o reprezentați. Bugetele locale trebuie să reprezinte nevoile comunității și arată domeniile de interes al administrației locale, astfel Asociația Elevilor din Bacău vă prezintă o listă cu ce ar trebui să cuprindă bugetele locale în urma consultărilor avute cu elevii din Județul Bacău. 1. Suplimentarea fondurilor din bugetul de stat pentru bursele elevilor din bugetele locale. 2. Asigurarea transportului local gratuit pentru elevi. 3. Investiții în școli. În ce privește digitalizarea școlilor, reparații, capitale, consolidări. Cheltuieli de natura 4. Cheltuieli de natura bunurilor și serviciilor necesare funcționării școlii. 5. Fondul pentru asigurarea fazei în școli și asigurarea accesului la unități de învățământ sigure. 6. Bugetare participativă, având ca rol implicarea activă a comunității locale în realizarea proiectelor cu un impact local finanțate de către primărie. 7. Colectarea selectivă în școli. Conform legii 132/2010, prin colectarea selectivă a deșeurilor instituției publice. 8. Decontarea cheltuielilor pentru realizarea testelor COVID pentru elevii din medii defavorizate și în situații excepționale. 9. Asigurarea rechizitelor școlare pentru anul școlar 2021-2022 pentru elevii defavorizați care ar putea fi victime al abandonului școlar. 10. Implementarea unui program care asigură masă caldă regulată în școli pentru elevii defavorizați. Și 11. Produse dezinfectante, măști, etc., care vor ajuta școlile în lupta cu COVID.
Bine, este o adresă de tip general, adresată tuturor consiliilor locale, tuturor aleșilor locale, județul Bacău. Mă rog, poate fi aspecte care se regăsesc și care ar trebui să se reflecteze și la nivelul unității administrative teritoriale București. Mă rog, urmează ca să... De asta spun că este o adresă de tip general și la noi, dacă mai fi ceva, foarte puțin. Cam atât, domnul președinte, mulțumesc. Și noi vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte probleme, declară închisă.